România se pregătește să modifice legile siguranței naționale după ce președintele Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei. Președintele Senatului Florin Câțu a explicat faptul că această lege ar putea intra în vigoare, ar putea intra săptămâna viitoare în procedură de urgență în Parlamentul României. Au fost discuții, așteptăm forma finală și îl vor trece în Parlament în regim de urgență. Cred că au fost discuții necesare, cred că așteptăm la guvern să vină forma finală, dacă mai sunt detalii, dar noi suntem pregătiți în Parlamentul României să le trecem prin procedură de urgență tot acest pachet pentru securitatea națională.